Sprichindeii pot învăța foarte bine limba engleză și prin joacă cele mai noi metode de educație au fost dezbătute la conferința Fisher International din capital, acolo unde la cursuri au participat sute de dascăli din toată țara. Specialiști veniți de peste hotare, invitați la cea de-a 10-a ediție a evenimentului, au fost alături profesorilor de limba engleză. Învățarea limbii engleze prin joacă este una dintre metodele pe care speakerii internaționali le-au predat în cadrul conferinței din capitală. O idee extrem de apreciată de cadrele didactice prezente, care știu că meseria pe care și-au ales-o implică multă muncă, dar și inovație. Un profesor tânăr are nevoie de asemenea seminarii, are nevoie de seminarii de metodica predării, de inovație didactică. Noi, profesorii de limba engleză, ne punem la curent cu cele mai noi informații despre aceste examene de competență lingvistică. Suntem în legătură cu cele mai noi apariții pe piață. Cred că învățăm și noi în acest eveniment, înainte de începerea anului școlar, cum să ajungem mai repede cu informația la elev. Profesorii participanți au învățat lucruri noi și despre ceea ce își doresc generațiile actuale de elevi. Care sunt preocupările generației digitale, care sunt principiile de predare în secolul 21, care este echilibrul între predarea foarte modernă și cea tradițională. Oaspeții veniți de peste hotare la eveniment au recomandat dascălilor din România să adapteze manualele școlare vremurilor actuale. They need to have the right kind of materials and the right kind of approach, one which reflects what's happening in the world today. Because things are moving so fast that kids are not going to be happy learning with materials that reflect a world that is gone. Partenerul educațional al conferinței Fisher International 2017 pentru profesorii de limba engleză este Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.